Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod. Astăzi suntem împreună cu Oațu și ne vom distra la un hotel all inclusive, ultra all inclusive, și vom vedea experiența de la un hotel de 3 stele în Bulgaria. Am făcut vreo 4 ore până aici, aproape 5 ore, și am fost foarte drumul, dar acum mai avem vreo 5 minute și putem să ajungem în câteva clipe. Am venit și un loc în excursie cu noi, așa că avem cu cine să ne distrăm. Aproape ajungem. Sunt foarte fericită pentru că acum mai avem foarte puțin și e un hotel de 3 stele cu piscină și piscina interioară și mare. Nu uitați să nu luați produse de măcelărie la vamă, pentru că circulă o boală de porci și nu aveți voie să transportați. Și e foarte complicat să ajungi până aici. Și am intrat și în stațiunea Nisipurile de Aur și acum ne îndreptăm către hotelul Ljujak. Ljujak se numește. Este un hotel foarte ciudat care este lângă Melia Grand Hotel. Așa se pronunță. Aici avem un supermarket, Coca-Cola, de aici vă aprovizionați cu Pringles. Hotelul are foarte multe camere. Noi am fost și anul trecut la acest hotel și ne-a plăcut foarte mult că este situat într-o zonă foarte liniștită. Este înconjurat de o pădure. Partea bună la acest hotel este că are și parcarea lui proprie la umbră. Azi la umbră. Așa că nu trebuie să mai parcăm la jumătate de kilometru de hotel. Uite, acum ne-a ridicat bariera și așteptăm să ne spună unde să parcăm. Ne duce și mai la umbră. Ia uite, se vede și o mostră din piscina de afară. Asta e? Da. Eu credeam că asta e ăla cu piscina pătrată, așa. Nu, e ăla cu piscina cu pod. Ăla? Păi eu credeam că piscina asta e ăla. Da, dar și ăsta nu are piscina interioară. Cu pod are o parte adâncă și una mică. Unde cred că aproape ating, dar nu cred că ating. Dar este foarte frumos pentru că mai are și o parte albastră și una neagră. Așa versulie. Avea de tot trecută. Am parcat și acum mergem să facem check-in. Uite. Este un hotel mic, dar foarte frumos. La ce etaj este camera? La 4. La 4? La etajul 2. Ce număr? 204. 204. Haideți să vedem cum arată camera 204 de la hotelul Iac. Ljujak. Nu știu exact cum se pronunță cu Iulia. 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 Păi poate etajul 2 e la 1, dar e. Poate are și parterul. Da, poate e pus parterul ca etajul 1. Nu, vei lua lângă noi. Să vedem camera 204. E la umbră, deci e bine. Ah, e perfect. Cameră la umbră, exact cum îmi doream. Fiecare patul lui. Hai să vedem mai întâi baia cum arată. Avem și bideu de data asta. Avem și produse de igienă. O cadă mare, prosopele. Foarte frumos. Și acum să vedem. Oho, câte paturi aici. Ia uitați camera, cum vi se pare? Cum vi se pare camera? Frumoasă.
foarte frumoase. Carol deja și-a ocupat patul lui. Sephora are patul ei aici, pe care îl unim cu patul mare. Sau Sephora doarme cu mami acolo în pat. Vedem noi. Ar fi mai bine așa. Să dăm tu acolo. Deci voi mergeți. Nu, tu dormi între noi și eu dorm aici, că nu ai unde să mai cazi. Da. Și haideți să vedem și pe balcon. Ce frumos. La umbră. Exact cum îmi doream. Am primit o cameră foarte bună. Și nouă. De data asta am primit o cameră renovată. Anul trecut nu era renovată. Asta este. Eu mă așez pe rotieră. Dar cred că este... Iuliac. Cred că este un pic mai mică camera față de cealaltă. În frigider? Nu e inclus, că nu suntem în Turcia. All inclusiv de 3 stele. Am ieșit puțin la plimbare prin stațiune. Haideți să vedem ce putem găsi de cumpărat. Și-a găsit Carol un pluș mutant. Ce este asta? Nu. Un pluș Lego. Nu. Un pluș din Minecraft Lego. Și aici este un magazin de jucării. Și multe brălocuri. Ei sunt atrași de brălocurile astea. Dar vezi, cu Stumble Guys n-am văzut în România. Deci astea sunt alese mai bine. Sau oricum, Stumble Guys cred că este colecție de anul acesta. Stumble Guys din 2009. Wow, ce prosop frumos, Sephora! Ce zici de ăsta pentru tine cu zinuți? Îmi place. Îți place, normal, e superb. Îl vrei? Da, pentru doi. Wow, iau și cu porc. Zinuți! E și cu zinuți! Uite, uite ce am găsit pe loc mare în bunic. Ah, și pe care vrei să ți-l iei pe ăla? Da. Oacu mare cum? Bunic? Da. Nu știu cât costă. Hai să vedem. Bună dimineața de aici, de la Hotel Iuliac. Haideți să vedem ce găsim de mâncare la micul dejun. Aici avem mai multe marmelade. Aici avem pâine. Mâncarea este foarte bună la acest hotel. Vă recomandăm. Chiar dacă sunt puține fermente mentale, ele sunt foarte bune. Aici avem brânzele, mizeluri, ouă de două tipuri, croasante, paste, bacon, plăcinte, ouă și câteva fructe. Și cam așa arată și restaurantul. Este și o terasă afară, unde puteți să fie. Uite ce frumos! Am pornit acum la plajă, să vedem cum este și plaja aici, la Hotel Iuliac. Trebuie să coborâm o pantă până la plajă. Avem cam 800 de metri de mers. Sephora, cum ți se pare drumul către plajă? Greu? Acum trebuie să coborâm scările astea și gata, am ajuns la plajă. Sunt un pic cam multe gunoaie prin jur. Se vede că nu prea întrețin curățenia în stațiune.
Arată părăsită stațiunea pe timpul zilei. Sefora, ne arăți tu unde mergem? La plaja Nisiana Beach. La plaja Nisiana Beach, mai pe scurt Golden Beach, de aici din Bulgaria. Mai știi pe unde se intra la plajă gratuită? În piscina asta n-ai voie să te bagi, că e de la un hotel. Haide, coborâți voi! Wow, uite, azi nu sunt valuri. Fitness. Hai și fitness. Azi e o zi perfectă de plajă. Aseară când am venit erau valuri imense. Hai să vedem dacă este steagul galben. E steagul galben. Hai, merge să găsim un loc să ne punem. Dimineața e mai soare, să știi. Ce zici, Sefa? Dimineața e mai soare. Îți place plaja asta? Dimineața e mai soare, pentru că apune soarele. Acum voi duce să mă bag în apă. Cum e apa, Sefora?